Mă simt foarte bine, mă bucur că am debutat la echipa națională, așteptam acest debut și mă bucur că am câștigat și suntem acolo unde ne dorim cu toți. Ce v-a zis Mirel Rădoi acum în vestiar? Ne-a felicitat, a spus să mergem la cluburile noastre, să dăm totul acolo și când venim înapoi să fim cum am fost astăzi 100%. A fost presiune mare înainte de acest joc? Normal, orice meci e cu presiune, dar acesta trebuia să-l câștigăm în seara asta. Aveam nevoie de 3 puncte să trecem pe locul 2 și ne bucurăm că am făcut un meci bun. Ne-a ajutat și Germania și a făcut treaba. Da, noi trebuie să ne uităm la noi acum, nu mai contăm pe nimeni. Doar noi trebuie să ne câștigăm meciurile și la final să terminăm pe locul 2. Ai jucat și în Ghencea, da. Da, am avut ocazia să debutez în Ghencea. Sunt foarte fericit și mă bucur că am debutat aici, unde e locul stelei a lui FCSB-ului. Trei puncte, nu contează scorul, nu contează cine marchează, nu contează nimic, contează victoria și este bine că am trecut pe locul 2. Ce răsturnare de situație, nu? De unde, parcă nu mai avea nicio șansă acum. Noi am crezut întotdeauna așa, de ce să nu credem? Până la urmă pe teren se văd jocurile, se văd punctele și este bine că suntem pe locul 2 și suntem în calcul. A fost două reprize distincte cumva astăzi. Da, prima repriză în care armenii nu au contat aproape deloc, iar a doua repriză nu aveau nimic de pierdut, iar au riscat, vă dați seama. Dar am surprins cum a plutit Mitris. Da. Și o mai scunde pe teren. Este bine că a fost acolo la locul potrivit și a marcat. Are mai multă viteză, nu? Parcă... Este un jucător cu calitate, normal. Toți jucătorii care sunt la echipa națională au calitate și trebuie să cine joacă trebuie să o pună în practică. Cum a fost pentru tine? Ai revenit după o perioadă destul de neagră, accidentare? Da, este bine că am scăpat de accidentarea asta. De asta sunt cel mai fericit, iar acum trebuie să-mi recapăt forțele și să dau drumul la treabă. Cum a fost în Ghencea? Frumos, un stadion foarte frumos, este bine că și atmosfera, așteptam să fie mai multă, dar restricțiile atât ne-au permis. Dar și... tu știai Ghencea? N-am fost. Bine, când eram copil am făcut un antrenament pe stadion, dar nu am jucat niciodată. Nu pe stadionul vechi. Nu, știu stadionul, am fost pe el, dar n-am jucat niciodată pe el. Domnul Rotaru, te aștepta ca un fan sau? Normal că ne înțelegem bine și vorbim mereu. Mulți jucători care au fost la Craiova astăzi pe teren. Da, sunt jucători cu calitate, cum spun, toți jucătorii au calitate și este bine că s-au transferat majoritatea dintre ei de la Craiova, au plecat la echipe bune și contează să jucăm și să demonstrăm pe teren. La tine se vorbește și de un transfer, posibil. Cum? Poate să transfere și Ivan, apropo de ce ai zis tu. Sperăm să transfere și să... Dar trebuie să continue pe această pantă ascendentă și când va veni rândul lui, să fie bine. Și de tine se vorbește că s-ar putea să apar mai repede în seria decât... Nu vreau să discut nimic, acum n-am început foarte bine la Parma, ne așteptam la mai bine, dar asta este serie bine, ne așteptam să fie greu, dar suntem pe poziția 10-a, dacă nu mă înșel, ceva de genul, și trebuie să ne ridicăm, pentru că nu este locul nostru acolo.